Așteaptă-mă, imediat vin! Să gustăm! Pizza cu și... Gata! Albert, tu serios? Ai băut băutura mea? Eu am gustat. Mi s-a părut foarte bun. Și eu? Acum? Cum să beau după tine? Ce? Dă-mi eu tot? Da, bea. Nu am de gând să beau după tine. Wow, mâncare! Albert, tu ai spălat mâinile? Da, desigur am spălat. Eu mă duc să le spăl. Tu să mă aștepți. Poftă bună, Miriam! Poftă bună, nouă! Stop! Albert, ce ai făcut? Am vrut să gust. Sunt patru și mi s-au părut diferite. Și am gustat din toate. Poftim, mănâncă! Nu, Albert, eu nu mănânc. De ce nu mănânci? Mănânc eu crem supă. Ce bine, mănânc eu tot. Ce înghețată vrei? Aceasta. Eu mă mai gândesc. Eu aleg de ciocolată. Dați-mi, vă rog frumos, o bilă de fructe de pădure și una de ciocolată. Eu mai cumpăr un suc, tu așteaptă-mă. Poți să mănânc? Ești sigur? Mi-a venit un mesaj. Albert, iarăși tu mănânci porția mea. O, scuze, am să gust. Deja mănâncă, nu mai mănânc după tine. Nu înțeleg, de ce faci asta? Le mâncăm acasă și le spălăm. Albert, poftim! Mănâncă! Fructe! Yes! Să mănânc și eu, mă! Apropo, aceste flori le-am cumpărat de la doamne în vârstă. Și vă îndemn și pe voi să faceți la fel. Ce bine arată merele! N-am înțeles, Albert. Precis, el l-a mușcat. Iarăși mușcat! Albert, vino la mine! Sunt supărată pe tine! Dar ce-am făcut? De ce ai mușcat toate merele? Păi, toate sunt acre și am vrut unul dulce și l-am găsit. Toată ziua te supără pe mine și nu înțeleg nimic. Albert, să-ți explic. Nu este igienic să mănânci mâncarea altuia. De ce? Pentru că există microbi, bacterii, dar și bunele maniere. Eu n-am știut. Trebuia să-mi explici. Bine, altă dată nu mai faci așa. Nici voi. Noi vă